fost astăzi procurorii șef la marile parchete. Puteți explica de ce nu ați ținut cont de avizele negative ale CSM în două dintre cazuri? Mare plăcere! Astăzi, înainte să plec spre Bruxelles, într-adevăr, am semnat decretele de numire pentru procuror general, persoana doamnei Scutea, procuror șef DICOT în persoana doamnei Hosu și procuror șef la DNA în persoana domnului Bologa. Trei candidați care mi-au fost propuși de Ministrul Justiției după un proces de selecție pe care l-am găsit foarte bine organizat, foarte transparent, foarte corect făcut și deja numărul foarte mare de candidați care s-au înscris la acele interviuri ne arată că a fost o competiție deschisă. În fine, după ce propunerile domnului ministru au fost concretizate, ele au fost trimise la CSM, care a avut păreri ușor diferite, având în vedere că am avut pe de o parte propunerile ministrului pe care le-am găsit foarte bine elaborate, foarte bine motivate și pe de cealaltă parte avizul CSM-ului care mi s-a părut parțial destul de superficial. Am considerat corecte propunerile făcute de domnul ministru Predoiu și am numit pe cei trei candidați pe funcție. Foarte important aici de subliniat, unu, că s-a încheiat interimatul la marile parchete. Se ajunsese deja la o perioadă foarte lungă de interimat, care nu a permis procurorilor să-și facă treaba așa cum trebuie în toate situațiile. O conducere interimară întotdeauna are acest efect asupra unei instituții. Pe de altă parte, m-am bucurat că selecția organizată de domnul ministru Predoiu a scos la iveală trei candidați pe care îi consider foarte buni și mi-a făcut mare plăcere să-i numesc pe funcție. Recomandarea Comisiei Europene în raportul MCV să se țină cont de avizele negative. Nu vă temeți că aceste numiri... Există o recomandare care spune să se țină cont și pot să vă spun că am ținut cont, mi-am făcut timp, am citit și ce mi-a scris domnul ministru, foarte bine documentat și ați văzut că și după avizul CSM a revenit cu completări, cu lămuriri, am citit și ce a scris CSM-ul. Vă rog să citiți avizele și o să vă dați seama imediat.